Mircea. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Complicată lumea asta în care trăim. Foarte complicată. Complicată și că văd tot felul de ciudățenie dintr-o extremă în alta. În Norvegia erau pedepsiți părinții pentru că erau prea aspri, cică. În Anglia e pedepsit tatăl că era prea... Era prietenul copiilor. Prea bun cu copiii și era prietenul lor. E foarte complicat de spus ceva, că nici nu mai știi de unde să iei lumină. Știți că noi aici în România ne ocupăm cu lua lumină. Pentru că noi nu știm noi de capul nostru practic nimic, cam asta e atitudinea generală, așteptăm non-stop să vină din exterior să ne spună, bă, pe aici, sau pe aici, sau picolo, sau picolo. Dar în privința asta, exact ce spuneți, lucrurile sunt perfect contradictorii, adică și eu acum cum să... Că nici nu știu, mă duc acasă la fiul meu, nici nu ce să-i mai fac, știi? Nu știu cum să mă mai raport, bă, cum e, până la urmă, cum e corect, știi? E ca aia, cum se spune corect, Iran sau Irak? La ce? Știi? Exact așa. Și eu acum nici nu zic una rece, una caldă. Zic, giu-giu-giu-giu-giu-giu-giu. Hai, termină. Și copilul ăla să nu... Na, nu. Puteți să-l verificați dacă e integru. Căci că integru ești sau nu ești. Nu înveți să fii integru sau asta. Ești sau nu ești. Adică, de exemplu, puteți să-l întrebați. Ești integru sau nu ești integru? Să vedeți ce vă răspunde ca să știți cum îl tratați după aia, dacă lăsați să candideze peste vreo 20 de ani sau asta, nu. Asta cu integritatea de unde o luați? Adică de unde vă veni? Am eu sursele mele. Nu știți, nu-l urmăriți pe domnul președinte? Nu-l urmăresc. Nu sunt, nu. Asta e ca să fie oamenii integri. Nu, dar a spus o chestie foarte, foarte tare. Cred că l-a dat pe spate pe Evanghelie, că a zis că oamenii pot să învețe politică, pot să învețe și administrație, dar integritatea nu se învață. Ești integru sau nu ești? E ca prietenul al dumneavoastră. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Ori nu mai suntem. Cam așa e și cu integritatea. Ori suntem integri, ori nu mai suntem. Și gata. Da. Mie mi-ar plăcea, mie fiind eu mai puțin dotat din punct de vedere intelectual, mie mi-ar plăcea cu exemple. Știi? Adică dacă tot ni se predă, inclusiv mie, cetățean român, integritatea, să zică, uite bre, ăla e integru, ăla nu e integru. Să facem o... Sau cu asta se ocupă DNA-ul, de fapt? Se ocupă și DNA-ul și o groază de propagandiști. Dar sunt exemplele de la DNA, nu sunt erau exemplele integri, proaste. Ăștia ci că nu erau integri, nu erau, dar nu prea erau, că de-aia stăteau pe scări acolo. Dacă erau integri, nu stăteau pe scări. Eu sunt foarte mulțumit pentru că tocmai am share-uit pe Facebook o rețetă a lui Clotilde Armand. Deci este o rețetă. Uite, am sâmbătă dimineață. Bine, e de ceva vreme. Eu azi am văzut-o. E de pe 28 mai. E, nu-i chiar așa. Sâmbătă dimineață vă recomand o tartă cu rubarbă. Este ușor de făcut și foarte bună la sănătate. Atenție! Trebuie să puneți mult zahăr, altfel e prea amară. Mi s-a părut foarte tare. Și este filmată în bucătărie. Spără foarte ok asta. Ce are? Da, păi asta e și am share-uit. Dar tu ai... Tu, Mihai, tu știi ce mai ales zahărul știe tot francezul, că e super bun pentru sănătate. Auziți, dar rubarbă... E o ciudățenie de asta. Parcă da? Ceva între legumă și fruct, așa. Păi o ciudățenie. E foarte bun. Ce, rubarba? Da. Dar dacă îi place domnului Gâdea, înseamnă că... Dar unde găsești rubarba? Dar cu zahăr serviți. Domnul Gâdea și dumneavoastră tot vorbim cu zahăr? Vorbim despre rețete sau vorbim despre chestii importante? Păi și rețetele, prietene, în România rețetele sunt foarte importante. Eu nu știu, când te uiți pe audiențe și vezi toate emisiunile alea cu bucătăreală, cât fac, tu ce zici? Românii sunt preocupați de rețete sau nu? Eu zic că da. Da. Bun, mie mi se pare foarte în regulă că a pus o rețetă, ceva ce... Uite, o să mă gândesc și o să pun mâine o rețetă. Nimeni că nu e în regulă. E ok, dar am și share-uit-o. N-am zis că nu e în regulă. Bun. Așa. Bun, atunci... Foarte tare comunicatul Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Asta da subiect. Care nu mai pot. Adică ei judecători din România, din această Uniune Națională. Adică nu mai pot. Și mi se pare absolut decent că sunt excedați. De faptul că doamna Chioveși este non-stop în spațiu public încercând să ne explice
că nu e bine ce urmează să decidă, probabil că nu văd de ce s-ar agita atât dacă n-ar fi sigură de decizia într-o anume direcție a judecătorilor Curții Constituționale, că nu e bine ce urmează să decide judecătorii Curții Constituționale, dar cu argumente care nu țin de constituționalitate sau neconstituționalitate. Adică este o încercare la rupere speculativă ca mijloace și manieră de influențare a justiției, corect? Din partea doamnei Chioveși. Ea imaginează-ți că făceam noi o astfel de campanie. Noi fiind totuși niște civili, ne fiind ditai magistrații. Păi da, ne rupeau ăștia propaganda. Ne rupeau. Cum se poate nenorociții ăștia care vor să influențeze justiția? Nu? În cazul doamnei Chioveși nu se aplică aceleași standarde, că tocmai ne-ai spus la începutul emisiunii, citând din comunicat, că oamenii sunt egali, nu? Comunicatul Uniunii Naționale a Judecătorilor din România este cel mai tare comunicat pe care l-am citit în ultimii 20 de ani. Așa este. Pentru că așa este. Este un comunicat care o ia din aproape în aproape, logic, meticulos, calm, cu un ton calm. Nu e niciun fel de isterie în acel comunicat. Dar este un comunicat ferm, tocmai pentru că este logic. Și explică cum iese din spațiu, din zona democratică, din zona constituțională, din zona statului de drept. Statul de drept este profund afectat de... Poți face numele statului de drept violuri în grup. Plus că cine definește o infracțiune? Cine spune aia e o infracțiune, aia nu e o infracțiune? Ne spune doamna Chioveși, nu e rolul dânsei. Dânsa nu este izvor de drept, indiferent cât de simpatică ne este și fără doar și poate ne este. Nu este izvor de drept, doamna Chioveși. Parlamentul se ocupă cu făcutul de legi, Curtea Constituțională se ocupă cu a identifica, nu-i așa, constituționalitatea sau neconstituționalitatea unui anume text, dar în niciun caz doamna Chioveși nu poate să spună, bă, azi asta e infracțiune, azi asta nu e infracțiune. Nu, dar ce face e evident. Ea vrea să influențeze decizia viitoare a Curții Constituționale. Încearcă, de-aia se agită atât de tare. Și mai grav decât atât, într-adevăr încearcă să o influențeze, dar mai grav decât atât, încearcă să o influențeze cu mijloace propagandistice înșelătoare, care n-au legătură până la urmă cu miezul, cu fondul discuției. Și cu mesaje mincinoase. Argumentul dânsei nu este, domne, stați puțin, textul respectiv e constituțional. Dacă argumentul ar fi fost ăsta, încă aș fi înțeles demersul doamnei Chioveși. Până la un anume punct, pentru că să influențezi, nu, justiția nu e în regulă. Ni s-a tot spus de atâția ani încoace, nu? Dar măcar dacă ar fi spus cu argumentul ăsta, domne, e constituțional textul, că uite, A, B, C. Nu! Dânsa nu vine cu acest argument. Dânsa zice că noi rămânem fără obiectul muncii, că noi am stabilit deja prejudicii, nici nu ne interesează dacă e constituțional sau nu, dar noi pe baza lui am stabilit noi prejudicii și să alege praful de bunătate de prejudicii dacă e neconstituțional. Adică, wow! Nu, și ei au, judecătorii au o chestie senzațională. Știi, mă bucur foarte mult că în ultimii ani de zile, în toate asalturile astea împotriva judecătorilor, n-am ezitat nicio clipă în a vedea unde este adevărul și de dreptatea că e de partea lor. Fac o chestie senzațională în comunicat. Spun, domne, justiția este despre lege și Constituție. Nu este despre tribunalele poporului. Adică noi nu facem ce zicea Vadim în 2000, că îi punem pe stadion și executăm. Noi nu facem în momentul de față chestiuni pe care le-ar vrea poporul așa ca să primească o satisfacție. Nu! Pentru că sau dacă ce făcea, că Vadim zicea, dar Băsescu chiar făcea mai recent, exact. Așa. El chiar făcea. Da. Ați văzut astăzi procesul, cum s-a terminat procesul la fond, e adevărat, procesul lui Mitică Dragomir? Cu suspendare. Nu asta mi se pare important, că e suspendarea... Prejudiciu... Prietene, așa ceva... Deci, citesc de pe Reputatul, de pe prima pagina Reputatului Ziar România Liberă. Despăgubiri record pentru dezafilierea Universității Craiova. 1 miliard de lei de la Sandu și Dragomir. Asta înseamnă vreo 200 și ceva de milioane de euro. Da. Cum?
Dar nu pentru statul român sau nu, pentru cineva. Pentru mititelul pentru de la Craiova. Pentru un nis, da. Ok, deci foștii... Bun, asta cu 3 ani de închisoare cu suspendare și 3 luni de muncă în folosul comunității, în sfârșit. Îl angajează ea la RCSRD ăsta, că îl condamnă definitiv. Nunți. Pro bono. Pentru nunți. La salul de nunți acolo și se pune ca făcut. Deci cum 220 de milioane de euro ar veni despăgubiri pe care trebuie să le dea Sandu și Dragomir lui Mititelu? Ah, cât de tare e asta! Deci cât s-o fi bucurat el, Dragomir, de, pentru aia 3 milioane de euro pe care i-a încasat de la Digi, pentru, nu-i așa, publicitate în salonul de nunți. Când s-o fi bucurat, a zis, mamă, 3 milioane. Apropo, chiar, am văzut că e coadă la DNA și e o activitate frenetică, nu? De vreme ce coadă era la DNA. Doamna Chiobeși și chiar DNA-ul cu toată dragostea, poate să ne mai țină la curent așa, din lună în lună măcar, dosarul ăla de mită, care include Digi, RCSRD, recte Digi și mitică Dragomir, ăla tot în lucru e? Nu că au trecut mai mult de 3 ani. De asta zic, adică tot mai lucrează la el? La dosar? Iată acum că o lună, da. A? Iată că da. La fel de tare cum au lucrat toți anii ăștia. Da, adică eu și dosarele astea stau la coadă cum stau oamenii la intrare la DNA? Unele mai rău, asta stă la coadă definitiv, nu știu, e pus. Nu știu cum să facă, uite... Uite, în cazul ăsta cu Mititelul de la Craiova și mitică Dragomir, uite, instanța deja s-a pronunțat la fond. Dan dosarul Digi, mitică Dragomir, de dare și luare de mită, încă lucrează DNA-ul la el? Cu toată dragostea, întreb. Da. Eu, auzi, un lucru aș vrea să mai întreb. Mitică Dragomir e sau nu constituțional? Că... Nu știu. Practic e. Are o constituție solidă, așa. Când te uiți, are o constituție și cu băscăul ăla. Ai văzut cum umblă el cu băscălăul ăla, așa? Are un băscălău iliescian, cumva. Nu? Retro. Vintage. Vintage. Sunt foarte mare fan dacă această... Sigur că aș avea o jubilație personală să-l văd pe mitică Dragomir la brutărie. Că de-aia de aici și vorba mitică la brutărie. Mai țineți minte, nu? Dar chiar și dacă e cu suspendare la brutărie, mi-ar plăcea să rămână asta cu 1 miliard de lei. Să se ducă Mititelu să-l execute pe mitică. Îți dai seama că ia Mititelu salonul de nunți? Deci ia salonul de nunți? Asta e superb. E superb. Și îți dai seama și după ce ia salonul de nunți, probabil vine Digi și spune, bre, dar stai puțin că atât de bine ne-a mers nouă în urma faptului că ne-am făcut reclamă la salonul de nunți, că vrem să-ți dăm și ție 3 milioane de coconeți ca să continuăm reclama aici, nu? Cred că oricum nu. De, în salon de nunți al lui Mitică Dragomir, intră cam de 2 ori mai mulți oameni decât se uită la Digi într-o zi. Ce e important în toată schema adică era... Adică dublează că... audiența dacă se umple sala. Ce e important în toată schema era faptul că Mitică Dragomir, fiind președintele LPF sau ce era el, le dea niște drepturi de fotbal, dacă păi mă înțelegi era. What I mean. Păi da, asta a fost treaba, că Digi a câștigat de la Liga lui Mitică drepturile de fotbal și absolut întâmplător, așa că o coincidență, tot Digi i-a dat lui Mitică Dragomir 3 milioane de euro pentru reclamă în interiorul salonului de nunți. Auzi, dar ăla, forma aceea de viață denumită, în mod corect, Moise Guran. El a analizat, în afară de faptul că el jignește, înjură, în sensul ca o înjurătură, judecătorii curții constituționale, înjură. El a analizat, din punct de vedere, desigur, economic, cum ar veni. Că ăsta, contractul ăsta între Digi și mitică Dragomir, în urma câștigării licitației... Ultima dată când am auzit despre băiatul ăsta... Despre Moise Guran... Am auzit când explica el foarte doct la un post de radio pe care îl suspectez că este pe ultimul loc. E pe care de dispariție, cum ar veni. Pe care de dispariție. E dintr-o specie protejată, știi? Mi-a trimis cineva înregistrarea cum explica el că atunci când a fost cu meeting-ul, cu nu știu mai ce și cu faptul că trebuia să părăsim sediile în 5 zile,
că știe el că avem noi o treabă și că eu o să candidez. Asta m-a zis doar colegul lui Robert Turcescu. Cum comentezi? Colegul lui de... pe partea economică. Exact. Colegul lui pe partea economică. Bine, rămâneți cu Mircea, doamnelor și domnilor. Ne vedem mâine seară la 9:30. V-am promis în seara asta o ediție specială. Ați văzut interviul cu fosta soție a lui Dan Condrea. Spune niște treburi fabuloase. Ce să vezi, cu excepția noastră nu mai ascultă nimeni. Listele cu șpăgile se află undeva într-un loc bine ascuns. Condrea fusese acolo duminică. De asemenea, mi se pare foarte important de văzut cine este nașul acela din Republica Moldova care venea în fiecare seară pe la ora 8 de când s-a declanșat scandalul și cu care avea discuții Condrea pe un ton foarte ridicat. Mi se pare foarte importante toate afacerile pe care le avea el și toate firmele clonă pentru a vedea exact unde mergeau banii, cum mergeau banii. Foarte interesante toate informațiile. Și mâine seară avem ceva tare. Rămâneți cu Antena 3, vine Mircea în câteva clipe, ne revedem mâine seară, noapte bună!